Bă, noi chiar am vrut să dărâmăm un mit din ăsta. Dar n-am reușit, frate. Chiar am vrut, dar nu s-a putut. Vizionare plăcută! Welcome to Muntenegro! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! În momentul de față ne aflăm, după spusele multora, în cea mai urâtă capitală europeană, cea mai plictisitoare și, bineînțeles, cea în care locuiesc cei mai puțini oameni. Orașul ăsta nu ajunge la 200.000 de locuitori, ceea ce e incredibil pentru o capitală din Europa. Și deși eram puțin sceptic, cred că ăla e cuvântul, când am văzut că la doar 14 km de intrarea într-o capitală europeană, drumul arăta cam așa. Am înțeles multe. Suntem într-o zonă mai rezidențială, mai fancy, mai nouă. Blocurile arată ok. Dar haideți să descoperim și restul. Și în caz de nu v-ați dat seama, ne aflăm în Podgorița, capitala țării Muntenegru, pentru că capitala Muntenegrului mi se pare că sună ciudat. Și multă lume ne-a spus când am intrat aici, a zis, bă, mergeți bă direct la plajă, n-ai ce să faci acolo, te plictisești. Am zis, ha, n-am ce să fac, hold my beer, hai să vedem. Pe drumul din Serbia către Podgorița am trecut pe lângă una din atracțiile țării, podul Tara, așa că o să vă las câteva imagini cu acel pod pentru că merită văzut până când noi ajungem în centru și parcăm. Asta e o operă de artă, acest pod Tara Bridge ăsta. Wow, ne oprim acolo și tragem niște cadre. O operă de artă. Am făcut o oprire scurtă aici, am reușit să parcăm mașina acolo, că e păcat să treci pe lângă Tara Bridge să nu-ți faci măcar o poză. Și foarte amabilă fata, sunt ăia de la zipline, dacă te dai cu zipline, merge cu 100 km pe oră. No thanks! Și noi trebuie să ajungem. Și hai să, dacă stați numai 10-15 minute, nu vă luau niciun ban. Foarte frumos în fața lor. Hai să vedeți și voi. Podul. Deci nu vă imaginați cum se vede din colo încoace. Și acum mergem acolo să vedeți priveliștea în jos. Și unde zice că ei sunt oameni care se aruncă cu de la bungee, de la... Și în caz de oameni au dreptate și chiar e foarte plictisitor, măcar o să vorbim puțin și despre țară Muntenegru, pentru că dacă nu iei Kosovo în calcul, ne aflăm în cea mai tânără țară europeană. Măcar să-i dăm un pic de sare și piper la vlogul ăsta, în caz de orașul chiar Ghena. Ciao GoPro! Am ajuns în centru, ci că acum mergem către Piața Republicii, care ar fi exact în sufletul orașului și după cum vedeți, nu e absolut nimeni pe aici și suntem în august. Evident, masele de turiști trag către plajă. Unde vom ajunge noi? Hai să fim sinceri, totuși nu neapărat că ne-a entuziasmat pe noi foarte tare locul ăsta. Așteptăm să treacă weekendul și să treacă 15 august, să mai scadă puțin prețurile în Cotor și pe acolo, că e jale. Sunt niște prețuri date doar ochelarii ăștia. Da. E și foarte cald ca să ieși. Da. Două chestii interesante despre oraș, în afară de cele pe care vi le-am spus înainte. Deci nu doar are cei mai puțini locuitori, cea mai plictisitoare capitală europeană, ci e cel mai cald loc din Muntenegru, exact aici unde nu este mare, și cel mai umed oraș al Europei. Ceea ce m-a surprins foarte tare, pentru că Glasgow, de exemplu, e avea pe locul 4 și pe 1 e Podgorița. Deci numai la capitole bune sunt ăștia în ranking, în top. Bine ați venit în Piața Republicii, dragilor! Wow! 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 Bine ai venit, iubire! Wow, numai în locuri faine te plimb, dragoste! Da, cam trist, dar stați că totuși am un as în mânecă, vă arăt centru vechi. Și înainte să vă arăt acest fantastic centru istoric din cea mai plictisitoare capitală europeană, acum că am pornit din nou călătoritul după 15 zile de frecat menta prin România, te-aș ruga să te abonezi pentru că pe noi ne ajută maxim, e un simplu click, pe tine nu te costă nimic, nu te costă nada, așa că subscribe. Centrul vechi din Podgorița. Ia uitați cât de frumos poate să fie. Zici că e la Întorsura. Deci doar la Întorsura, acolo lângă Craiova, unde stăteau străbunicii mei, mai vezi o arhitectură. Mă, atât de... Mă, stai un pic. Oh, ia uite, o moschee. A, nu, un minaret.
Salutare. Hello. La Luca, ce zici de acest centru istoric? Spectacular, e spectaculos. You like it? Da. Să mai zică lumea că nu se întâmplă nimic în Podgorița. Uite, vedem o pisică care face caca. Și să știi că e prima oară când văd chestia asta. Deci, asta până acum e atracția zilei. E cel mai interesant lucru pe care l-am văzut în oraș ăsta până acum. Deci cam așa arată. Încolo o străduță, încolo altă străduță. Și pe aici ieșim înapoi în Piața Republica, unde e singurul monument ce a mai rămas în picioare. Monument. E mult spus. Singurul lucru care a rămas în picioare, turnul cu ceas. Pentru că restul au cam fost dărâmate prin al doilea război mondial. Sau primul război, nu, al doilea. Și hai să vă dau o plimbare prin centru vechi care seamănă foarte mult cu centrul Bucureștiului. Adică, te rog frumos. Na, uite-te și tu. Bă, deci eu n-am vrut să cred când oamenii au zis că e un orășel ciudat, weird, urățel. Dar bă, așa se arată centru istoric, frate. Măcar sunt colorate casele. Asta da? Uite, asta e gingașa. Mă, măcar au grafiti de-astea drăguțe pe port. Mamă, ce casă are asta? Cine trăiește înăuntru? Alt lucru interesant pe care poate nu știați, capitala Podgorița, se numea Titograd înainte. În onoarea marelui lider al fostei Iugoslaviei, domnul Tito. Uite, unele arată frumos, dar totu-i, bă, e un căcat. Nu știu dacă auziți, e un copil care plânge. Și știți de ce plânge? Pentru că taică-s-o îl bate. Și știți de ce îl bate taică-s-o? De plictiseală, boss. Hai că te duc la emblema orașului. La Millennium Bridge imediat. Acolo să vezi. O, acolo să... Agitație. Nu, te duc la emblema orașului, la pod. Atunci o să-ți dau viața peste cap. Așa, și aici după colț, singurul monument de interes. Turnul ăsta cu ceas care ai făcut din 1000 de bolovani și efectiv are un ceas în mijloc și ce ai. Uitați câtă activitate este pe aici. Oh. Du-te bă de aici, du-te bă de aici, nu-mi vine să crezi ce trăim. Poți să crezi ce momente trăim? Ți-am zis că mă duci la agitație. Ce da? Poți să crezi că am avut norocul să prindem acest moment? Citisem pe internet că Muntenegru, deși a făcut parte din fosta Iugoslavie și e o țară balcanică, e cumva cea mai relaxată, așa, cea mai, cumva, se aseamănă cumva cu Spania pe partea asta, cu siesta, cu dormitul, cu totul mult mai chill. Și poți să vezi asta în capitală, frate, adică uitați-vă ce e pe aici. Marea majoritate a magazinului sunt închise, deși e vineri, nu sunt restricții de pandemie, dar la ei totul e așa. Am și intrat în câteva magazine să întrebăm, de exemplu, am nevoie să sun internațional, pentru că am o problemă cu un cont și trebuie să sun în Spania. Am intrat la toți și sunt, nu, net avem, dar cartele cu net, dar cu apelul. Zic, păi și dacă vreau să sun în străinătate, nu știu. Și la Telecom și la Telenor, mi se pare că am intrat. Sunt așa, chileanu, adică văzusem chestia asta înainte să venim și după prima impresie deja mi-a confirmat că ei sunt mai pe... Hai că am intrat aici în centru istoric, într-un restaurant Podvolat ăsta, care pe înăuntru e full, sunt foarte mulți oameni și ieșea fum de grătar și am zis că poate o decizie bună să vedem ce mâncăm în orășelul ăsta atât de extravagant. Ia uitați ce mi-am luat eu cu 7 euro și încă 2,50 cartofi ăștia, care măcar sunt cartofi, deci 9,50 euro platou ăsta, mix de carne se numește, avem aici o grămadă de cărnuri, să le gustăm acum și Ralu și-a luat o salată cu 5 euro, deci mâncați carne, prietenilor, gândiți-vă că toată carnea asta era doar 2 euro mai scumpă decât iarba aia de acolo. Cărnațul ăla era forța. Am întrebat și asta care arată nașpa. What the fuck is this? Cred că e ficat. Oare e ficat? Ha? Oh. E gumă. Da, bun. Asta, pe altă dată. Mici. Astea sunt buni. Bă, am călătorit deja în foarte multe locuri.
România are multe defecte. Dar mâncare ca la noi, never, nicăieri pe lumea asta, niciodată. Mâncare și femei, România în top 3, eu mă întreb. Știți bine că mereu vă recomand să nu călătoriți fără asigurare de călătorie. Noi tot timpul, dar tot timpul avem asigurare, pentru că nu știți ce se poate întâmpla, de exemplu, mergând pe Cămilă în deșertul din Uzbekistan. Vă las un link în descriere cu cea pe care o folosim noi. Se numește Heimundo, nu plătești nimic în avans, pentru că multe asigurări sunt ieftine, dar te fac pe tine să plătești, iar apoi să le faci claim, să-ți ceri banii înapoi. Aici nu plătești niciodată nimic, visoni, ei spun unde trebuie să te duci și nu plătești absolut nimic. Cu linkul nostru în descriere aveți 500 de reducere. Și bineînțeles că trăind în 2020-2021, acoperă și COVID și toate problemele derivate. Continuăm. Toată masa a fost 16,90€, pentru că eu mi-am mai luat o cola. Cola mi se pare scumpă, 1,70€ o cola mi se pare scumpă. Dar nu știu, nu mai cunosc prețurile cum sunt prin restul țărilor. Și da, deși nu fac parte din Uniunea Europeană, folosesc euro. La fel cum face și Kosovo și Slovenia, mi se pare. Și nu înțeleg de ce, pentru că cred că e cea mai mare țeapă să schimb moneda. Încercăm să ne dăm seama acum cum se plătește parcarea, că suntem aici lângă pod. Bă, și am venit în alte zone a orașului, pe alt bulevard din ăsta. Este ora 6 deja, e vineri. Nu e 6, e chiar 7 aproape, vineri. Unde sunt oamenii? Bă, ieșiți afară, bă. Incredibil. Lăsăm gluma deoparte. Muntenegru are alte chestii, nu capital. Muntenegru nu vi să vezi capital. Ai un noroc că au ieșirea aia faină către Marea Adriatică, sau cum se numește. Și asta face ca țara să atragă investiții enorme, mai ales din partea oamenilor bogați din Rusia și din Anglia. Pe lângă faptul că au mare și sunt locuri foarte cochete, cum o să vedeți în vlogurile următoare, au și niște avantaje fiscale enorme pentru oamenii cu foarte mulți bani. Taxele, impozitarea veniturilor din străinătate, ei sunt foarte mici sau chiar nule în unele cazuri, ceea ce face ca mulți străini să se mute aici, să fie nomad sau să-și conducă afacerile din Muntenegru. Și asta e un mare avantaj pentru ei, pentru că ei, practic, în afară de turism și investițiile străine, nu prea un mare lucru, adică nu e nici vreo mare industrie în Muntenegru. A zis e free parking, no pay. Și acolo scrie că trebuie să plătești. Păi da. Cine, doamna aia? Uite. Deci dacă luăm amendă, pe aia dăm vină de acolo, doamna de la Gogoș. Dar dacă vrei, putem să mutăm mașina acolo, că acolo nu este niciun semn. Prima parte frumoasă din orașul ăsta. Chiar aici lângă podul Millennium, care e acolo, nu știu dacă îl vedeți, cu alea suspendate așa. E și parculețul ăsta care arată foarte gingaș și foarte verde. Oh! Doamne! Ce frumos. Și să-l traversezi tu pe jos. Da, pe unul e cu mașina, unul pe jos. Podul nu e foarte mare, deși și nu e cine știe ce, dar e o pată de culoare așa în orașul ăsta, uite acolo un craniu. Nu, pe net stau bine, pe net stau bine, mi-am luat cu 15€ 500 de giga pe telefon. Podul Millennium are doar, e aici din 2005, sau 2015, 2005 și are doar 173 de metri, nu e foarte lung, dar, repet, e o pată de culoare și trece peste râul ăsta, ca să traversez râul Morața sau Moraca, Morața. Deci uitați-vă, cam ăsta e pe aici, cam de aici cred că înțelegeți Morolesca cum e Podgorița. Și că tot a venit vorba de traversat râuri și de poduri, hai să vorbim puțin despre drumuri. Deci după ce să conduceți prin Muntenegru, probabil mulți dintre voi deja ați făcut-o, nu o să vă mai plângeți de drumurile României. Deci de departe, dar de departe, are cele mai nașpa șosele pe care eu am fost vreodată. E adevărat că 80% din țărișoara asta e munte. Deci 80% din ea sunt munți și relieful e foarte greu. Dar, prietene, toate drumurile sunt serpentine, înguste, în sus, în jos, în sus, în jos. Nu știți cum a fost să ajungem până aici cu un Fiat 500 cu un motor de 1000, dar am reușit. Dar țineți cont de asta. Când data viitoare când vă plângeți de drumurile patriei, gândiți-vă că Muntenegru e mult, dar mult mai rău. Wow! Ce ai făcut? Am tras un cadru. Crezi că m-ai înfipt un cuțit în spate. Al magazin închis? Ce surpriză!
Vă amintiți că la începutul videoului v-am spus că poporul ăsta e cam lasă-mă să te las așa? Normal că vă amintiți că s-au întâmplat atâtea chestii wow în acest video încât creierul vostru explodează. Dar fiți atenți, asta chiar mi se pare funny. Am găsit pe internet că muntenegrenii chiar au un fel de propriile lor porunci, adică niște legi după care se ghidează ei și fii atent. Cum sunt astea? Iubește spatul așa cum te iubești pe tine. Dacă vezi pe cineva odihnindu-se, ajută-l. Că trebuie să ajungi repede la muncă, așează-te, așteaptă și o să vezi că trece. E incredibil. Asta explică atât de multe chestii. Explică atât de multe chestii. 6. Că am găsit un loc care vă va da pe spate. Mergem la Niagara. S-a terminat. Ca ăștia, sper să fie numai prima impresie, să-mi fac o impresie proastă. Filmezi? Bă, nene, nu poți să cumperi o sticlă de apă, bă, ori sunt chiși, ori sunt magazin și dorm, ori ca astea acolo, stau amândouă, așa, și tu stai la ghișe, la, acolo, în față, și tu stai. Da, stau. Mi-s sus, că ură, vreau să-mi cumpăr o sticlă de apă de jumătate de oră, n-am unde, ești nebun la cap. Asta am vrut să zic. Mai și eu, Domnul. Înainte. Ferească-mă, Dumnezeu. Momentan se pare cea mai... În afară de plictisitoare. Ce vorbești, bă? Păi spaniolii sunt harnici față de ăștia. Ești nebună, iată, bă, spirit. Bă, și vă vine să credeți sau nu, deși pare o nebunie, în Muntenegru există un fel de olimpiadă de dormit, frate. Și pur și simplu se adună oameni într-un loc, într-o sală, și câștigă ăla care poate să stea, să doarmă și să nu facă nimic cel mai mult timp. Mă duci pe mine? Eu sigur le câștig. Nu cred, cu ăștia nu te joci. Hai că în drum către Niagara Falls se duce Ralu să cumpere apă de la Peco, că altundeva nu găsim. Ia uitați, benzina 1,38 € și dieselul 1,20 €. Probabil mai bine să bagi din țară, nu? Înainte să ajungem la marea atracție Niagara Falls, pentru cei interesați să știți anumit câteva chestii despre Muntenegru. Deci, dacă vii, trebuie să te înregistrezi, cazarea, să plătești o taxă de stațiune, ceva de genul, dar ar trebui să o facă proprietarul sau unde stai tu și să-ți dea o foaie, pentru că aia s-ar putea să ceară la vamă și dacă nu ai, îți dă amendă, du-te în spanac, vin cu ace? Sunt bine? Salut! Mamă, venea unul cu un dita mai tirul în mine, frate! Pe de altă parte, trebuie să aveți grijă cum conduceți aici, nu datorită serpentinilor, pentru că mă gândesc că mare parte din voi sunteți șoferi experimentați. Dar limitele de viteză trebuie respectate foarte, foarte strict, pentru că sunt polițiști extraordinar de mulți, ascunși unde nu te aștepți cu pistolașul ăla sau așa ca bulangii și pac, te-au înțepat și amenzile sunt foarte, foarte mari. Țineți cont de astea două chestii. Oh, pe drumul ăsta a zis Ralu bine și că sunt în safari în Africa, ia uitați. Aminte din 2018 când am fost noi la Niagara Falls, bă, exact așa era drumul și acolo. Mam! Bă, băiatule! Capitala europeană, tate. Dar nici măcar nu a plouat! De unde e apa asta? De la ăsta, de aici, de casă, bă! Da, de la vulcanizarea asta. Da, exact așa e și la Niagara Falls. Same shit. E, ci că am ajuns la Niagara. Ok, hai să vedem împreună Niagara Falls din Muntenegru. Bă, trebuie să ai tupeu. Nu este apă. What the fuck? E mai multă apă pe drum. Bă! Ce Niagara Falls, uite. Și picor apă ca la robinetul de la baie după ce te speli pe dinți. Bă, interesant e că apa aia are o culoare foarte mișto. Și peisajul așa e drăguț pe acolo așa. O dată și asta a fost apă. A fost cândva apă aici, nu? N-a plouat destul. Oricum, chiar dacă ar fi 5 milioane de tone de apă, tot n-ar avea nicio șansă să se compare cu Niagara Falls, frate. E o comparație de asta excesivă. Uite, bună că măcar e curat locul.
și oamenii au grijă să-l păstreze curat. Bă, lăsând gluma la o parte și chiar dacă capitala asta e adevărat că nu are ce să arate și e urâțică și e tristă și prima noastră impresie despre oameni nu e chiar foarte bună, dar se poate schimba. Adevărul e că Muntenegru a fost ocrotită de zei cu niște peisaje incredibile pe care noi deja le-am văzut pe drum venind încoace și urmează să le vedeți și voi când ne vom apropia de destinațiile cunoscute și turistice ale țării, pentru că Podgorița nu e una dintre ele. Podgorița e de multe ori doar o oprire pentru așezarea ei și e capitala, dar cred că, adică și muntenegrenii fug de capitala asta, nu e nimic aici. Au lacul, au munți, au parcuri naționale, dormitor, parc național, Budva, Kotor, sunt locuri fantastice și au noroc că se pot bucura de ele. Dar o să le vedem în următoarele vloguri. La Ralu, ia zi mai că îți place în pe Muntenegru. Eu credeam că o să fie ceva cascadă, ceva waterfall. Nu, zic așa în general. Dar nu a fost nimic. Bă, e cald. Lumea e acră. Te plictisești când nu e nimic de văzut. De obicei sunt eu la care se plânge. Și vii aici și te aștept să fie un waterfall și e o baltă. Bine ați venit. În rest e ok, apartamentul e frumos. Bine ați venit în Muntenegru, vă arăt și apartamentul următorul. Nu uitați să vă abonați. Transmisia din cea mai urâtă capitală europeană se termină aici. Maybe a love like ours can lead out its call.